domnișoara Enache Cristina, doamna Drăgușin Paulica, domnul Irimescu Cristian, doamna Toma Mihaela, domnul Curban Dragoș, domnul Poenaru Mihai, domnul Voitor Lucian și domnul Sariu Cristian. Ca atare, doamna președinte, vă rugăm la cunoștință că din punct de vedere al deputației municipale Ploiești, persoanele sus numite au fost acceptate în cadrul biroului municipal Ploiești, urmând ca organizația județeană prin birou politic să confirme acest lucru. Mulțumesc! Da, așa este. Domnul președinte, vă mulțumesc foarte mult. Și atunci avem un singur punct pe ordinea de zi, respectiv validarea noilor membri ALDE, așa cum a fost prezentată lista de către domnul președinte Panu și cum ne-a fost prezentată hotărârea numărul 1 a biroului politic municipal Ploiești. Cu permisiunea dumneavoastră, atunci când o să dau citire celor care au și-au depus azi dimineața adeziunea la ALDE Ploiești și ALDE Prahova implicit, o să-i prezint și o să-i rog să spună și câteva cuvinte. Și pe urmă voi supune la vot biroului politic județean. Cu permisiunea dumneavoastră, îl voi prezenta pe domnul doctor Ion Lucian, fost consilier județean, deputat și senator și nu în ultimul rând, într-o perioadă în care PNL-ul într-adevăr reprezenta ceva, președintele PNL Prahova. Vă mulțumim foarte mult! Am văzut câteva cuvinte, puteți să spuneți fără niciun fel de problemă. Bună ziua! Eu am venit cu o mare emoție aici, dar după ce am intrat în sală, am constatat că majoritatea de aici, la un moment dat, au fost, să zic, sub alte numei, chiar în președinte. Așa că PNL Prahova se regăsește astăzi în ALDE. Ce pot să vă spun? Pot să vă spun că ideea de a veni la, de a mă înscrie în ALDE, e veche. E veche și pentru cei care își aduc aminte, pentru PNL, noaptea eram PNL și în grupul ALDE european, dimineața m-am trezit în Partidul Popular European și cu o propunere de alianță cu aceea fuziune cu PDL-ul. Am fost din cei 7 parlamentari care avea PNL Prahova, 6 am făcut conferințe de presă în acea zi, în care am exprimat dezacordul pentru modul în care a fost făcut acest lucru. De altfel, cred că a fost ultima perioadă în care eu mă regăseam în postul PNL Prahova. Ca urmare, următorii ani, am constatat că locul nou mai este acolo, pentru că fuziunea nu s-a făcut, a rămas o coaliție a două partide și fiecare pătrățica lui, ca să spun așa. Iar ideile liberale s-au diluat din ce în ce mai mult, motiv pentru care mi-am spus că trebuie să găsesc o altă cale. Cineva ar putea să mă întrebe de ce am întârziat. A fost o chestiune de morală, dacă vreți să vă spun, sau a fost o chestiune sufletească. Vecinul meu, ultimul senior al PNL-ului, domnul Chintus, semna să adeziunea de intrat în PNL, în anii 90-2000. Astăzi am onoarea, ca secretarul general al ALDE, să fie de față când sunt acceptat să intru în ALDE. Sper că, prin prezența mea în ALDE Prahova, voi contribui, cred eu, substanțial la hotărârile politice care vor urma. Prima dintre ele sunt europarlamentare și mă bucur că și un candidat pe listă se găsește aici, doamna Marica Nicolae, pe care o cunosc de foarte, foarte multă vreme și spun multă baftă. Vă mulțumesc și cred că împreună putem să ajungem locul 2 în Prahova la europarlamentare, care o să constituie, de fapt, punctul de plecare pentru bătălia de la sfârșitul anului alegerile prezidențiale. Și așa cum am spus domnul Dorin Popescu, Târceanu, de ziua lui de naștere, cu următoarele felicitări vă adresez la Cotroceni, sper să se întâmple așa. Vă mulțumesc!
înseamnă, într-adevăr, oamenii care se cunosc, unii prieteni, pentru că în momentul în care eu a trebuit să prezint pe domnul secretar general Daniel Chițoiu și Norica Nicolae, doctorul mi-a spus, aș vrea să-i prezint eu. Și-a și făcut-o. Și eu mulțumesc foarte mult, îi spun încă o dată bine a venit. Și cu certitudine, echipa ALDE și cu voturile pe care domnul doctor Ion Ghian, prietenul nostru, le aduce, președintele României va fi Călin Popescu-Tăriceanu. Acum, următorul validat de către biroul politic municipal este doctorul Bogdan Nica, este vicepreședinte al PNL Prahova, adică era până astăzi, fost secretar general al Ministerului Sănătății și președinte al ANPC-ului. Bogdan? Eu am intrat cândva într-un partid care se numea Partidul Național Liberal prin 1990 și astăzi constat că există un loc comun atât pentru liberali cât și pentru democrați. Este Alianța Liberalilor și Democraților Europeni. Pentru că aș vrea să vă spun că foarte mulți oameni de calitate sunt în foarte multe partide. Din păcate, anumite partide nu mai fac o politică de calitate. Eu sper și sunt sigur de fapt că în alte vom face o politică de calitate poate mai de modă veche, poate mai serioasă, pentru că nu cred că politica se face nici cu rucsacul în spate și nici cu panouri și afișe. Politica se face cu rezultate și cu oameni care vorbesc, nu oameni care lată. Și văd o mulțime din colegii mei din Partidul Național Liberal, atât care au venit pe filiera vechiului PNL, cât și pe filiera vechiului PDL, aici sunt oameni de calitate pe care îi iubesc și pe care îi apreciez. Și de care alături vom face politică liberală și nu politică multinațională, politica statului de strâmb, politica călcatului pe bombeuri și în niciun caz vom face politica gradelor și a procurorilor. Vom face politica oamenilor. Și mai vreau să spun un singur lucru. Eu am o obsesie. Și pentru că sunt medic și pentru că am condus vremelnic o sumedenie de instituții de sănătate publică. Cred că orașul ăsta are nevoie de spitale mai bune. Și cred că prin 2016, alături de bunul meu prieten Andrei Volosevici, am construit un proiect, care proiect s-a blocat. Și pe care eu vă garantez că în ALDE, alături de Grațiela Gavrilescu, alături de George Pan, alături de ceilalți colegi și, bineînțeles, alături de Andrei, vom duce acest proiect la cap. Vă mulțumesc foarte mult! Dragoș Bunia, fost consilier județean, fost deputat PNL, Dragoș. Bună ziua! Vreau să vă spun de la început că lângă foarte mulți oameni care se află în această sală, eu am crescut atât fizic cât și politic și pentru mine este o mare onoare să fiu din nou coleg cu ei. Motivul pentru care mă aflu aici este pentru că vreau să îndrept o greșeală. O greșeală făcută în 2016, legată de primăria municipiului Plăiești. Eu vreau ca Plăiești să aibă din nou un primar pe care îl merită și acela se cheamă Andrei Volosevici. Mulțumesc! Așa cum spunea puțin mai devreme Bogdan Nica, proiecte începute și care să fie viabile și care ne trebuiesc nouă tuturor plăieștenilor și în care noi am crezut, o să poată să devină și certitudine și cu votul consilierilor municipali. Și de aceea, acum, următorul pe listă și a fost validat de către Biroul Politic Municipal este consilierul municipal, actual PNL de astăzi ALDE, Puiu Neamu. Campania ce va urma și să sperăm că și la urmă vom scoate din urmă.
într-adevăr, rolul tău în Consiliul Local era cu totul altul. Acum să vedem ce se întâmple în viitor. Alături de Puiu Neagu, care este și inginer, la fel un alt inginer care este consilier municipal actualmente PNL de astăzi ALDE, este Aurelian Tudor. Și îmi rog să vină alături de mine și să ne adreseze câteva cuvinte și să spună de ce el s-a hotărât astăzi, pierzându-și totuși într-un viitor apropiat sau îndepărtat, chiar și pentru ce a luptat în 2016 să fie pe listele PNL și să fie ales consilier municipal. Vă mulțumesc! Bună ziua, Săruna! În 2016 am luptat pentru niște idei și sunt o persoană foarte îndrăgoțenată și am sperat în această perioadă să formăm o echipă să dezvoltăm orașul. Din păcate, în cadrul organizației municipale PNL Ploiești, acest lucru nu a existat și n-am văzut nimic în sensul de dezvoltare și de viziune în acest sens. Am încercat să ne aduc aportul în cadrul Consiliului Local, am inițiat discuții, am încercat să promovez proiecte, dar din păcate nu am avut cu cine să colaborez. Și mă bucur că în ziua de astăzi sunt alături de dumneavoastră, pe foarte mulți dintre dumneavoastră vă cunosc și sper să reușim să facem în echipă lucruri foarte bune pentru proiect, lucruri pe care le merită și sper să-l avem pe domnul Folosevici, primar, în următorul mandat. Mulțumesc foarte mult și îți urez succes și urez succes în primul rând tuturor care vor veni sau au și venit deja în echipa ALDE Prahova și ALDE Ploiești. Un fost consilier municipal, o tânără care a avut ambiția și a avut curajul să vorbească împotriva curentului și împotriva unor idei care nu se suprapuneau cu cele ale ei, este vorba de Cristina Enache. Și-a pierdut funcția de consilier municipal și mi-a adus foarte bine aminte dintr-o campanie electorală când noi luptam, să zicem, pe baricade diferite, cât de implicată era în campania electorală și că avea un singur scop, acela de a face ceva pentru municipiul Ploiești, pentru orașul ei. Și știu că tu credeai foarte mult în ceea ce trebuia să fie Ploieștiul alături de Andrei. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Vă mulțumesc în primul rând pentru primire. Mă bucur că mă aflu astăzi aici. Mă bucur că am luat decizia, după aproximativ 2 ani de zile, să revin în politică. Consider că dacă vrei să schimbi ceva, trebuie să rămâi în joc, indiferent de obstacolele pe care le întâmplim pe parcursul drumului. Îmi cer scuze pentru emoții, vă mulțumesc încă o dată, sper să facem o echipă împreună. Și chiar dacă pe unii dintre dumneavoastră nu îi cunosc, sunt convinsă că în cel mai scurt timp ne vom cunoaște și vom lucra împreună. Vă mulțumesc! Să-i cunoști pe toți. Important este că unitatea unei echipe să nu fie demolată și să nu fie demolată din cauza unor persoane care vor să fie ele cele care să conducă autoritar, fără nici măcar să-i întrebești pe concetățeni. Eu îți mulțumesc mult. Alături de Cristina, un alt consilier municipal cu care noi PNL-ul ne-am bătut de foarte multe ori în campanie electorală și mai ales pe zona de vest, care era extrem de implicată și cunoștea pe fiecare scară, fiecare cetățean cum votează și al cărui om este. Și care s-a dezis de tot ce a însemnat politica pe care a construit-o. Este un om de afaceri respectat și care, cred că atunci când a plecat din PNL și a luat această hotărâre, a luat-o pentru că nu credea în idealurile respective, create așa sub o cupolă de o anumită persoană. Este vorba de Paula Dragușin și eu îi mulțumesc foarte mult, Paula. Și eu sper să spunem bine ai venit în echipa ALDE și cu certitudine vom lucra împreună așa cum ne place nouă. De mult îmi dorea să am o Paula lângă mine, fiind cu ochii pe tine din celelalte campanii electorale. Probabil că știți, în luna iulie am fost demisia de consiliul local.
cerând scuze cetățenilor Urbei, că i-am rugat să-l lucreze pe Adrian Tomple, pentru că îmi era jenă de ei în modul în care arată orașul. Și atunci am renunțat la funcția de consilier, bineînțeles dându-mi demisia și din partid. În momentul în care certitudine a fost că Andrei Golosevici, cu care eu făcusem echipă 4 ani, în momentul acela vreau să vă spun, cartierul vest rivaliza cu centrul orașului de cât de frumos era. M-am hotărât să vin alături de dumneavoastră, alături de el. Vă mulțumesc că m-ați primit atât de călduros, vă mulțumesc că mi-ați apreciat munca. Într-adevăr, muncesc, îmi place competiția și îmi place să ies învingător. Mulțumesc mult! Mulțumesc foarte mult și cu certitudine visul tău se va îndeplini. Este alături de noi astăzi vicepreședinte PNL Ploiești, de astăzi Alde, un recunoscut om de afaceri, un om care a crescut și crede în continuare în ideile liberale și de aceea îl rog și a fost validat de către biroul politic municipal de domnul Ilimescu Cristian și îl invit să ne spună câteva cuvinte. Vă mulțumesc! Română, bună ziua tuturor! Sunt onorat să mă regăsesc într-o echipă veche, alături de domnul doctor Lucian, care pe vremea când dânsul era președintele filialei Prahova. Eu conduceam destinele organizației municipale Ploiești. Sunt onorat să fiu alături de domnul doctor Nica, un vechi prieten de peste 20 de ani. Sunt onorat să fiu alături de domnul Dragoș Bunia, alături de foști primari cu care mă regăsesc în gânduri, domnul Horia Toma, domnul Andrei Golosevici, alături de prietenii mei, Aurelian, Cristina, Mihaela, Paula și pot enumera în continuare foarte multe nume. Așa cum am crezut în idealurile liberale, cred în continuare și vă asigur că voi face tot ce este posibil pentru ca noua organizație din care fac parte să fie nu pe locul 2, pe locul 1. Vă mulțumesc! Tot astăzi a fost validată în biroul politic municipal și Mihaela Toma. A fost până, să zicem, acum câteva ore, președinta femeilor liberale a organizației municipale Ploiești. O invit pe Mihaela să vină să ne adreseze câteva cuvinte și o să rog să vină alături de toată organizația, numai de cea de femei, și la fel cum muncea ca o furnicuță în campaniile trecute, la fel să faci acum. Vă mulțumesc! Am emoții extraordinar de mari. Echipa ALDE mi-a plăcut întotdeauna. De ce? Mi-a plăcut de dumneavoastră, doamna Grațiela. Mi-e plac femeile puternice. Abia aștept campania electorală, pentru cea de europarlamentare, după care cea de primar. Am lucrat cu domnul Andrei Golosevici și abia aștept să lucrez cu dumneavoastră. Iar dragile mele doamne, abia aștept să lucrez și cu dumneavoastră. Mulțumesc încă o dată! Nica, mulțumesc mult de tot! Eu pe Mihaela o cunosc și ca profesie, nu numai ca liberal. Dar asta este, aici nu mi-este frică de aia. Acolo unde este la muncă, aia cu certitudine mi-este frică să merg. Este alături de noi Dragoș Pârvan. Este, să spunem, unul dintre oamenii de afaceri actuali, dar la un moment dat fost director al AGOFM Prahova. Un om din umbră, foarte bun. Da, mulțumesc frumos că mi-ați acceptat cererea de schimbă partid. Vin cu inima deschisă. Mă aflu aici în primul rând în calitate de ploieștean, cred într-un proiect, acela de
a câștigat primăria Ploiești, ALDE, împreună cu Andrei Bolosevici. Și vom face tot ce vom putea să îndeplinim acest proiect. Prin urmare, câștigăm europarlamentare, câștigăm prezidențiale și, în final, ne mutăm. Cam așa vine vorba, nu? A fost validat astăzi un tânăr avocat, un băiat care acum o săptămână m-a impresionat. A fost, nici nu știam exact câți ani are, exact așa cum m-am uitat astăzi dimineață în adeziunea lui. Dacă vrea vă spune el câți ani are, dar eu nu vreau să divul. Și o să rog acum pe Mihai Voineanu să vină alături de mine. Și cred că în felul acesta și organizația de tineret crește la Prahova, la Alte Prahova. Vă mulțumesc mult, doamna președintă. E adevărat, ceea ce au spus antevorbitorii mei ilustrează și crezul meu. Cum a spus doamna președintă, sunt de aproximativ 5 ani membru în Barou București, astfel încât pot să-mi aduc expertiza în momentul în care oricare dintre membrii ALDE ar avea nevoie de aceasta. De asemenea, sunt de vreo 12 ani liberal, dar nu este suficient. Pentru că n-a fost suficient acest lucru să rămân în vechea organizație politică din care făceam parte, pentru că este foarte important într-o organizație să ai și oameni care să trezească drept model. Ori acolo acest lucru nu se mai regăsea, astfel încât am făcut pasul pentru o organizație care îndeplinește și crezuri politice, dar deopotrivă coagulează și oameni de valoare care să-ți servească drept model pe mai departe. Vă mulțumesc tare mult! Și eu, Mihai, și cu restul tău. Și mulți cineva bine ne-au dorit să intre în politică, care au deja o profesie făcută și care își doresc un viitor strălucit pentru români și pentru România. S-au mai scris astăzi încă doi oameni de afaceri. Oameni care au venit cu inima deschisă în ALDE Ploiești și, bineînțeles, în ALDE Prahova. Și aș dori, pe cât este posibil, dacă doresc să se adreseze tuturor celor care sunt prezenți astăzi în sală, respectiv a fost validat Lucian Voitor. Este și inginer. Și dacă a avut curaj să vină în ALDE Ploiești și ALDE Prahova, și este om de afaceri, este pentru că, într-adevăr, simte că aici tot ceea ce gândim noi liberal se poate pune în operă într-un program de guvernare cum se cade. Vă mulțumesc! În primul rând, m-am uitat în sală și recunosc foarte mulți oameni cu care am colaborat, de la domnul Matescu, Dragoș, Bunia, Puioneanu, Paula, iar cu Paula Povest am avut foarte multe lucruri. Am avut și reloare numită Alicop. Asta este. În viață avem și bune și rele. Prima bătălie pe care o avem acum sunt alegerile europarlamentare. Mă bucur că avem doi candidați din acest oraș, din acest județ. Cu siguranță vor câștiga. Sunt emoționat. Primul mă bucur că ne regăsim. Suntem o echipă câștigătoare. Vă mulțumesc! Să-l încurajăm tău de a te înscrie în politică. Ultimul validat este Sariu Cristian. Și îl invit și pe el să ne spună câteva cuvinte. Și la fel, și el a avut curaj să se înscrie în ALDE. Un lucru extrem de important, când oamenii de afaceri vin cu inima deschisă și încearcă să creeze un alt drum generațiilor viitoare. Bună ziua! Am venit aici cu sufletul deschis, chiar dacă n-am mai făcut politică de foarte mult timp. Eu cred că alături de prietenii mei, domnul dr. Bogdan Nica, Ioneagu, Dragoș și mulți alții cu care mă cunosc de aici, pot să ajut sau să particip și eu la campania de europarlamentare și, bineînțeles, la primăria Ploiești, cu aportul pe care pot aduce. Sunt foarte emoționat, n-am mai fost în situația asta niciodată. Vă mulțumesc mult! Bineînțeles că și Toamnul este cel care trebuie să ne creeze fiori, bătălia cea mare pentru un președinte, cum se cade, din punct de vedere și al dreptății și al loialității, măi bumbăgânii, mă scuzați, și din punct de vedere al coloanei vertebrale, respectiv Călin Popescu-Tăriceanu,
care este, cred că, din punctul meu de vedere, cel mai apropiat de idealurile românilor. Nu am lăsat la urmă prezența în sală astăzi alături de noi a primarului de la Podenii Noi, al lui Mihai Alionte, care în momentul în care, acum câte un an și jumătate, la prima mea discuție cu el, mi-a spus așa: eu vin la Alde acum, dar următorul om pe care vreau să îl aduc și vreau să-l sprijin și vreau să vină la Alde este dr. Lucian. Am dreptate, Mihai, te rog frumos să vii să iei cuvântul. Și că mi-a fost frică să vină astăzi în sală aici. Mulțumesc, doamna ministru. Văd că aveți încredere în mine. Cred că sunt singurul primar care a dat-o pe față că vin la Alde. Da. Ia mă nebunit pe ăștia la pedă, nu? Deja sunt turbați. Mai devreme, însă am ieșit un pic să discut la telefon, m-a sunat domnul deputat George Ionescu. Care am o relație bună, nu pot să spun că nu am o relație bună. Mihai, ce faci? Unde te duci? Ce te duci? Deci ca să vedeți cum ce repede dacă informații. Da, eu respect pe domnul George Ionescu, chiar dacă e de la PDL, da? Am o relație bună cu el. Fiecare își alege drumul. Oricum, Nătărăul ăsta care conduce pe nele Prahova vă favorizează, cred. Ne favorizează, da? E, nu știu. Eu, când am candidat în 2012, am câștigat cu 58%. Atunci știți că era o problemă, domnul Sencu, să dea pe două scaune. Era și cu PDL-ul și cu PNL-ul. A fost problema atunci mai dificilă. Așa a venit Ilian Vărescu la demis automat. L-a pus pe Roșca în locul dânsului. Până atunci nu mă vrea nimeni candidat. Cu toate că eu mă zbăteam să fiu candidatul PNL-ului pe zonă. În final, când au văzut ei sondajele adevărate, nu alea false, s-au bătut pe mine care să mă ia. Vrea și PSD-ul să mă ia, vrea și PNL-ul. Am câștigat 58% în 2012, în 2016 am câștigat cu 70%. În 2012, Roșca m-a apucat în birou permanent, drept mulțumire că am scos un rezultat bun și știe că sunt vertical. Adică nu sunt curvă de aia politică, adică știți cum e. Da. Și în 2017, când a venit Iulian Dumitrescu, ce zice? Bă, ăsta nu-i bun aici. Ne spune pe față. Deci, mie trebuie de aia să rămână, eu sunt, da, șeful, să trăiesc nu știu ce. Deci hai să-l dăm afară de birou permanent. M-au dat afară. Nu era nicio pierdere pentru mine, dar mi se părea normal să mă cheme, să zică, domnul primar, știți? Noi nu avem nevoie de din ăștia. Ne trebuie din aia așa cu capul plecat. Drept urmare, am un conflict tare cu domnul Iulian Dumitrescu, care e președintele PNL Prahova. Dar, după cum ar fi rotă de funcție și de vicepreședinte al PNL-ului pe țară, parcă lider de grup al senatorilor, cred că era de la PNL, o să pierde și funcția asta, n-are cotul. Asta e, ăsta e destinul lui. Dar e un om care execută ordine. Eu nu niciodată n-am executat ordine, nu o să execut ordine. Sunt vertical, nu cunoașteți. O parte dintre noastră știți destul de bine ce om sunt. Când știu că am dreptate, merg pe ideile mele. Chiar dacă anumite persoane îmi spun, zice, bă, lasă ură, mai mică, o mai așa, mai ușurel, așa iau. Direct, sunt prima comună care am ieșit de adi deșeuri. Prima, a doua bănici, parcă nu? Așa. Da. V-ați întors? Ați greșit. 15 lei pe persoană, ați văzut ce? Deci trebuie să ne gândim ce e bine pentru comunitatea pe care îi reprezentăm. Da? Mulțumesc mult, mulțumesc încrederii care mi-a făcut-o doamna deputat. Doamna ministru. Fiind în concurență cu cei trei primari care toți vor peste 70% și care toți trei sunt la fel de buni, și Marius Constantin, și domnul Iordache, Gigi de la Măgureni, și domnul Cordor de la Măneciu. Și să nu uităm că am câștigat bătălii foarte mari. Întâi la Măgureni și ne-am bătut cu toate partidele, nu eram cu nicio alianță și am câștigat și le-am spus de atunci, încetişor așa, câștigăm. La Boicoi, o bătălie și mai mare. Și-a câștigat Marius în plin scandal. Așa că o să fiți într-o concurență. Și ca să mai spunem ceva, o să mai urmeze o conferință de presă în care o să mai vină niște primari să aibă la fel curajul ca și tine, Mihai. Succes și mulțumesc!
Da. Haideți să vă spun. Eu sunt unul de la mai curajos de vin în față și vă spun că eu sunt, merg cu alte. Dar vă spun, când s-au apropiat alegerile prezidențiale, care e cel mai important, da? Să vedeți câți primari o să susțină pe doamna ministru. Da? Atâta vă spun. Știu eu câți bani. Bine, să ne dați multă. Mulțumesc mult! Secretarul general să nu uite să emită hotărârea și să validăm exact lista așa cum a fost prezentată. Doctorul Ion Lucian, Nica Bogdan, Gunia Dragoș, Neagu Puiu, Tudor Aurelian, Enache Cristina, Drăgușin Paulica, Irimescu Cristian, Toma Mihaela, Vârvan Dragoș, Poenaru Mihai, Voitor Lucian și Sainu Cristian. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc cu unanimitate de voturi, domnule secretar general, îmi luați act și veți emite hotărârea de birou politic județean. Închei acum ședința biroului politic județean și cu permisiunea dumneavoastră o să-i dau cuvântul domnului secretar general Daniel Chițoiu, care așa cum l-a prezentat prietenul meu, dr. Lucian, o să vă adreseze câteva cuvinte, dar nu înainte, să mulțumesc doamnelor care sunt în sală, care sunt tot pe partea de vest și tot alături de Paulica și de ceilalți care se băteau cu noi în perioade în care PNL-ul era, să zicem, nu cel mai bun plasat, cel mai bine plasat în județul și municipiul Ploiești și domnilor ca atare, care bănuiesc că săptămâna aceasta o să fie validați în biroul politic municipal, după care adeziunile dumneavoastră o să fie prezentate biroului politic județean tot săptămâna aceasta. Eu vă urez succes, vă mulțumesc foarte mult. Asta înseamnă că aveți încredere în noi. Faptul că sunteți astăzi prezenți aici este că vă doriți să continuați politica brahoveanu și vă doriți să o continuați alături de un partid care știe ce vrea și care apără interesele cetățenilor, care le apără drepturile prin vocea președintelui Călin Popescu-Tăliceanu și care niciodată, dar niciodată, nu o să uite că este singurul partid liberal și că politicile liberale trebuie să continue în România, indiferent dacă trebuie să ne și sacrificăm timpul și să ne sacrificăm pe noi. Vă mulțumesc! Domnule secretar general! Dragi prieteni și colegi liberali, dragă Graziela, dragă Norica, dragi prieteni liberali, sunt tare fericit că organizația Prahova Alde, de când am înființat acest partid din 2014, a fost pe primul loc și rămâne pe primul loc în cadrul Partidului Alde ca rezultate. După cum știți, și la alegerile prezidențiale din 2014, unde a candidat domnul Călin Popescu-Tăliceanu, dar atunci partidul era în formare și nu aveam sigla, n-am putut să candideze pe partid, a candidat independent, dar noi, ca și partid, l-am sprijinit și atunci. Și la alegerile locale și parlamentare din anul 2016, organizația de Prahova Alde a fost pe primul loc. Drept rezultat, în prezent are doi parlamentari, domnul ministru senator Teodor Mereșcanu, doamna viceprim-ministru și ministru al mediului, deputat. De asemenea, organizația Prahova are numeroși reprezentanți la nivel de secretar de stat, șef de agenții, șef de companii, autorități locale. Cred că în momentul de față este nu în mod cert, cea mai puternică organizația noastră a partidului. Vreau, în primul rând, să felicit și să le mulțumesc vechilor colegi liberali care s-au alăturat astăzi nouă aici. Eu sper ca mult mai mulți liberali din Prahova, indiferent la ce partid sunt, care gândesc, care doresc să promoveze valorile și principiile liberale, să regăsească în acest partid. După cum vedeți, în momentul de față, suntem singurul partid din România care luptăm pentru drepturile și libertățile cetățenilor,
atât din punct de vedere juridic, dar și din punct de vedere economic. După cum vedeți, suntem singurul partid la început, prin vocea președintelui Călin Popescu Tăriceanu, ulterior toți colegii noștri care s-au luptat cu structurile statului paralel și de atunci au început să li se alăture mai mulți reprezentanți și din societatea civilă și din mediul politic, respectiv colegii noștri de la Partidul Social Democrat. De asemenea, luptăm pentru drepturile mediului de afaceri. După cum știți, colegul nostru Daniel Zamfir, de 2 ani de zile se luptă cu presiunea sistemului bancar pe mediul de afaceri. Am adoptat în luna decembrie ordonanța 114, prin care am dorit să punem o presiune pe sistemul bancar, astfel încât sistemul bancar să crediteze atât populația cât și mediul de afaceri la dobânzi rezonabile. În România, în prezent,